ești originală, ai un spirit independent și o minte largă, nu eziți să descoperi cunoștințele și să împărtășești judecăți inovatoare. Ești absorbită de scopurile intelectuale și de căutările idealiste. Opiniile vizibile și progresive îți permit să anticipezi oportunități viitoare pe care oamenii de rând nu le pot imagina. Dorința de independență este susținută de încăpățânarea și dedicarea ta. Tu dai ușor sfaturi despre cum să îmbunătățești viața cuiva, dar reziști în mod activ oricărei încercări din partea altora de a influența modul tău de viață. Tu poți considera că datoria ta este de a învăța și educa pe alții. Indiferent de statutul tău social, ești gata să oferi sfaturi valoroase despre cum să îmbunătățească cineva viața. Activitatea ta în acest sens este prea intruzivă și provoacă indignare și proteste de la alții. Cu toate acestea, mai târziu, mulți care au respins ajutorul tău, ajung să înțeleagă sfaturile tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: rezistență, farmec și afecțiune. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Te distingi prin inovare, ești extrem de originală și neobișnuită. Ești foarte iubitoare de libertate, nu tolerezi interferențele în viața ta, dar tu însăți ești fericită să-ți folosești mintea în beneficiul societății, sfătuind în mod activ pe alții cum să-și îmbunătățească viața. Ești idealistă, privind spre viitor, trăind-o doar pentru mâine. Ești foarte încăpățânată și te oprești pe drumul care duce la obiectiv. Ai o inteligență bine dezvoltată, rareori recurgi la sofisticare sau gândire ipotetică. Tu vezi adevăratul sens al eforturilor tale în introducerea de teorii și practice dovedite. Fiind încăpățânată și neprihănită, nu ți este ușor să recunoști că ai făcut o greșeală. Succesul tău este adesea determinat de abilitatea de a depăși înfrângerea și de a continua calea de urmat. Prietenii și rudele tale sunt uneori jenate de evaluări nefondate ale comportamentului tău. Fiecare persoană încearcă să-și recunoască individualitatea, iar tu ești lipsită de tact și diplomație pentru a încuraja succesele altora. De aceea, ar trebui să-ți dezvolți sensibilitatea față de cei dragi. În special, ca părinte ar trebui să înveți că copiii trebuie să fie iubiți așa cum sunt, și nu așa cum ar trebui să fie în reprezentarea ta. Deoarece fiecare vorbitor are nevoie de o audiență, cea mai mare tragedie pentru tine este absența publicului. Tu cauți să atragi atenția cu orice preț. Poți petrece prea puțin timp gândindu-te la ideile tale și mai întâi încerci să le vinzi cu profit. Cu toate acestea, știi să te prezinți. Ești mereu în mișcare, stimulând în mod constant acțiunile altora, deschizând ochii la ceea ce se întâmplă în jur, rupând volul iluziilor. Pentru alții,
Vocea ta sună mereu ca un semnal al începerii atacului. Tu nu accepti pasivitatea în ceilalți, fie în prieteni, rude sau colegi, ești geloasă pentru rolul lor de luminător și concurența disperat cu cei care îți încalcă locul. Cu toate acestea, ar trebui să eviți agresivitatea deschisă față de rivalități, deoarece acest stil de comportament va lărgi rândurile adversarilor tăi. Forțarea toleranței nu este o sarcină ușoară pentru tine, mai ales când vine vorba de toleranță pentru păcătoșii notorii. Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, dependență, farmec și realism. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 5 mai soarta ta? O caracteristică unică a ta este originalitatea și ieșirea din tipare, faci lucrurile în mod diferit, ai o independență luminată, ești uimitoare, crezi că misiunea ta este de a educa pe alții, îți place să faci prelegeri, mai multe decât atât, sfatul tău este întotdeauna inteligent și corect, știi cum să faci viața unei alte persoane mai bună. O astfel de abordare a comunicării cu alții poate părea oarecum enervantă și lipsită de tact. De aceea, datorită sfaturilor tale, apar adesea dispute și certuri, deși sfatul dat de tine este întotdeauna foarte corect și valoros. Te distingi printr-o minte excelentă. Ai tendința de a evita presupunerile și speculațiile. Acestea sunt practici unice care adesea se dezvoltă întâi la nivelul geniului. Ești foarte încăpățânată, crezi cu fermitate în propriul tău drept. A recunoaște o eroare pentru tine înseamnă a pierde, este foarte dureros. Pentru a avea succes, trebuie să înveți să recunoști înfrângerea și să vezi în ea o platformă pentru a merge mai departe. O caracteristică unică pentru tine este o practică uimitoare. Judecățile și estimările tale sunt prea dure. Trebuie să înveți să încurajezi succesul altora și să-i consideri ca indivizi normali. În plus, merită să devii ceva mai moale în raport cu tine însăți. Este la fel de important ca tu să înveți să-ți iubești copiii, să-i percepi corect cu întregul set de deficiențe și dezavantaje. Principala ta problemă este să vezi cum poți să redresezi o persoană, să o faci să fie perfectă. Nu uita că orice persoană, în special copilul, trebuie să-și recunoască importanța și unicitatea. Ești un vorbitor născut, locuiești literalmente în public și în societate. Îți place să atragi atenția și chiar uneori să șochezi oamenii. În același timp, tu știi să te prezinți în mod profitabil, ești în permanență în mișcare. Îți place să rupi măștile altora, să expui, să dezvălui secretele și viciile lor. Poți fi constant provocatoare la acțiune, deseori asertivă și agresivă. Dragoste și compatibilitate. Îngrijindu-te parțial de relațiile apropiate și de apropierea excesivă, depui totuși eforturi pentru fiabilitate și consecvență. Dacă decizi să-ți conectezi viața cu o altă persoană, o faci cu toată inima, devenind un tovarăș loial și de încredere. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare,
Sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți avea succes ca și consilier și profesor al umanității. Ești dornică să dai sfaturi tuturor cu privire la modul în care să-și aranjeze mai bine viața și ce ar trebui să fie schimbat în ea. Bineînțeles, foarte des, o astfel de atenție față de viața altcuiva și dorința de a o remodela conform minții tale provoacă proteste violente și indignări. Dar trebuie avut în vedere faptul că sfaturile tale sunt cu adevărat valoroase, așa că ar trebui cel puțin să fie ascultată. Ești foarte inteligentă și preferi să te îndepărtezi de discuții goale și chiar de teorii. Ești practică, încăpățânată, poți suferi de incapacitatea de a recunoaște că ai greșit. Pentru cei din jurul tău ești foarte exigentă și nu eziți să le spui prietenilor și celor dragi despre acest lucru, ceea ce le poate strica starea de spirit și ar putea răni sănătate și boli. Tu nu cunoști măsurile, fie în plăceri carnale, fie în alimentație, în folosirea băuturilor alcoolice, în timpul liber sau în muncă. Prin urmare, trebuie să te asiguri că tot ce este în viața ta este moderat, fără niciun fel de exces. Pericolul apare atunci când concentrezi prea mult efort într-una din aceste zone în detrimentul restului. Există o singură cale de ieșire, o planificare atentă a încărcării. Impulsivitatea ta va găsi în orice caz o lacună pentru tine însăți, astfel încât în această privință nu există teamă de probleme. În ceea ce privește dieta, preferă alimente terestre și substanțiale, prin urmare ar trebui să limitezi consumul de pâine, produse din făină, carne și alimente gustoase, dar grase. Aceste lucruri poate fi realizate numai prin limitarea nevoilor fizice ale minții, chiar dacă apare riscul de a te supăra dacă aderi la o dietă. Urmează instrucțiunile din regimul alimentar, nu încerca să le faci mai stricte și chiar mai bine, consultă în prealabil medicul. Încearcă să planifici în avans munca și vacanța. Soarta și norocul. Ești foarte originală, ai o foarte bună intuiție. Tendința de a analiza tot ce se întâmplă te ajută să prezici multe evenimente. În sfera materială, poți fi în siguranță, însă viața de familie nu îți va aduce bucurie. Dar din nou, totul depinde de tine. Dacă dorești să devii fericită, atunci îți poți împlini pe deplin visul. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți să fii mai blândă, mai atentă și mai tacticoasă, să-i lauzi pe alții pentru succesele lor și nu doar să te cerți și să critici. Persoanele apropiate așteaptă de la tine sensibilitate și atenție. În mod deosebit, trebuie să-ți tratezi copiii. Trebuie să înveți să-i accepți așa cum au fost creați prin natură și să nu încerci să-i remodelezi pe copii conform propriilor planuri. Amintește-ți că aceștia nu sunt jucării și nici proprietatea ta, sunt doar niște oameni vii, au dreptul la propriile lor iluzii și greșeli și nu sunt deloc obligați să corespundă ideilor tale. Încearcă să-i lași în pace pentru o vreme pe cei din jurul tău. Orientează-te asupra problemelor personale, doar atunci vei fi mult mai eficientă. Mai presus de toate, lasă-i pe oameni să tragă propriile lor concluzii, chiar dacă este cazul să-i privești cum greșesc. Trebuie să devii mai constrânsă în declarațiile tale și mai tolerantă față de oameni. Este necesar să înțelegi nu numai problemele altora, ci și să-ți îmbunătățești propria viață. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii.
Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării noi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.